Peste 2500 de vânători, pescari și invitații ai acestora au petrecut momente deosebite la poligonul Paiu din Pădurea cu același nume de lângă Vaslui. Sâmbătă, 30 septembrie, peste 30 de ceaune cu diverse preparate vânătorești, aparținând grupelor de vânătoare, care s-au întrecut într-un inedit concurs de preparate vânătorești tradiționale, au fost pregătite de maestrii bucătari. Ele au făcut deliciul participanților. Ediția a 8-a a Festivalului Vânătorilor și Pescarilor din județul Vaslui a fost o reușită în adevăratul sens al cuvântului. Doar două argumente care confirmă afirmația noastră: numărul extrem de mare de vasluieni prezenți în poligonul din Pădurea Paiu și aplombul fantastic al membrilor cluburilor și grupelor de vânătoare, dar și a pescarilor din acest colț de țară, care au făcut din prepararea cărnii de vânat o adevărată artă extrem de apreciată de participanți. Startul distracției a fost dat fix la ora 12 cu imnul vânătorilor interpretat de artiști de la Opera Ieșeană. Iată că vremea ține cu noi, este un cer senin, temperatura numai bună de petrecere și de degustat bucatele tradiționale, bucatele specifice unui festival al vânătorilor, dar și pescarilor, și de asemenea, sigur că vă veți delecta și cu momente de muzică populară, de dansuri populare, așa cum doar organizatorii acestui festival al vânătorilor știu să o facă. Luna septembrie este o lună specială pentru vânători. 20 septembrie, Sfântul Eustațiu, care este patronul vânătorilor. Al doilea mare eveniment, care este Asociația Generală a Vânătorilor, împlinește 100 de ani de la înființare prin decret regal. Și a treia chestiune, am avut bucuria că acum două zile, la Praga, la Organizația Europeană FACE, care reprezintă Asociația Federațiilor Vânătorilor din Europa, s-a luat o decizie despre managementul cinegetic. Astăzi va fi un regal de gastronomie vânătorească. Avem 29 de standuri de bucătării, să spunem, peste 60 de ceaune și alte surprize. Totul nu putem să le combinăm decât cu un vin bun tot din județul nostru. Un vânat merge cu un vin roșu. Ne bucurăm pentru că avem alături de noi rudele, prietenii vânătorilor și toți și dumneavoastră care sunt, și nu ducem decât o imagine, o altă imagine despre această breaslă. Festivalul Vânătorilor din județul Vaslui, care a prins o tradiție de peste 10 ani. O singură zi pe an, vânătorii noștri se întâlnesc într-un concurs gastronomic, practic un concurs de bucătării între ei. Avem prezență un număr de 27 de bucătării, de pe 27 de fonduri cinegetice. Bucătari sunt membrii noștri vânători. Ei se întrec pentru a găti cele mai frumoase, cele mai gustoase și cele mai plăcute feluri de bucate. Pentru aceasta, noi ca organizatori am pregătit pentru fiecare participant diplome, premii, cupe și medalii în funcție de ce va decide un jur independent alcătuit din specialiști, care este total independent de noi. Standurile sunt frumoase și nu pot să nominalizez niciunul că e mai frumos, întrucât eu sunt cel organizator și n-aș vrea să jignesc și să fac o afirmație pozitivă sau negativă. Toate sunt unul mai frumos decât celălalt. Toate sunt frumoase, toți bucătarii noștri vânători s-au întrecut în a face, au muncit, s-au străduit, au depus efort
au depus sacrificiu pentru ca astăzi să-și primească acea râvnită diplomă, acea râvnită medalie, acea râvnită cupă. Pregătirile culinare ale vânătorilor și pescarilor Vaslui au început dis de dimineață. Zeci de ceaune cu tocănițe de mistreț sau căprior, mistreț la proțap, fasole cu ciolan afumat, tochitură vânătorească, au fost puse să fiarbă la foc, rezultând o adevărată simfonie amețitoare de arome și gusturi, care au pus serios la încercare pe gurmanzi. Desigur, totul în acompaniamentul muzicii populare și de fanfară. Suntem prezenți și noi aici, ca și ceilalți colegi ai noștri de la alte cluburi. Ne-am străduit și în acest an să ne prezentăm cu preparate vânătorești. Avem câteva ceaune cu tochitură de porc mistreț, ceaun cu tocăniță de căprior, iepure și porc mistreț și alte preparate vânătorești. Ce mesaj le transmiteți vânătorilor și pescarilor din județ? Ce să le transmit? În primul rând să fie echilibrați în tot ceea ce fac pe fondul de vânătoare, să aibă grijă de vânat, să ocrotească vânatul și să selecteze doar numai vânatul care trebuie eliminat, doar atât. Numai așa vom reuși să menținem aceste fonduri așa cum sunt acum. Iulian Miliare clocotește la foc mic o tochitură, așa. Da, chiar ați nimerit-o. Aici avem o tochitură cu mămăligă și cu brânză de oaie, iar acolo avem o tocăniță de căprior. Sunt bucatele pe care vrem să le oferim participanților de astăzi. Noi le-am gustat, sunt extraordinar de bune. Îi așteptăm cu drag pe toți să le servească. Cu domnul șef de grupă și cu ceilalți colegi ai mei vânători din grupa de la Berezeni. Și vă așteptăm cu mare drag la standul nostru pe care vi l-a prezentat Iulica. Da, spuneți-mi, cât de greu e să faci o tochetură reușită și o tocăniță, Iulian? Eu vă spun că e greu ce se întâmplă până ajunge acolo, da, sau până ajung condimentele și tot ce înseamnă acolo, carnea și toate alea. Ca să înțeleagă lumea de ce suntem vânători, nu doar să ucidem pentru a mânca. Prima noastră activitate, care este un hobby și o plăcere, este de a merge în teren, de a începe să facem acea selecție, de a scoate din teren ceea ce trebuie scos, încât toate speciile să nu degenereze. Să păstrăm aceste specii așa cum ne le dorim, conform categoriilor lor și a trăsăturilor lor. Și dacă tot suntem și ne ocupăm cu acest lucru, am vrut să vă arătăm tuturor cum organizăm noi o masă cu produse de vânătoare, că asta este în final, mergem la vânătoare, socializăm, să ne distrăm, facem și o mâncare împreună, bem și un pahar de vin, că este normal că suntem oameni și noi. Iar astăzi am vrut ca toată lumea să vină într-un număr cât mai mare, să vadă cum gătim noi produsele de vânat, să deguste din ele și să bucure de ele și sper să avem un număr cât mai mare și să continuăm această tradiție care de 4 ani de zile o facem în fiecare an. În calitate de organizator cu domnul președintele Asociației Vânătorilor Sportivilor Vaslui, domnul Cadar, noi ne simțim foarte bine. După cum vedeți, lumea s-a așezat de așa la mes, a început să servească, le urăm poftă mare, distracție plăcută și ne întâlnim la anul. Sunt multe mâncăruri, multe preparate care poți să ia, dar nu noi decidim. Nu am văzut vinul pe aici. Nu mai are rușul vin, domnul Lazar? Are vin, dar e în mașină. S-au terminat bucatele, înseamnă că sunt foarte bune, iar astăzi nu avem altă intenție decât să ne răsfățăm gusturile, iar cei care vin să ne viziteze, să se bucure, să-și resfețe simțurile încă o dată, repet, și să petreacă o după-amiază frumoasă. Deci papilele gustative să fie în aer, cum se zice, să explodeze. Aici e standul la care grupa de vânătoare Ivănești vă oferă de mâncare. Sarmale? Ce mai aveți acolo? Da, deci avem pregătite sarmale din mistreț și căprioară și plăcinte poale în brâu. Chirica, ce faceți acum aici? Saramura de pește. Da, în ce constă secretul saramurii? Secretul saramurii, deci avem undeva la 800 de porții de pește, dintre care 300 de porții de fileu de crap, 500 de porții de fileu de șalău. Coadă?
Văd că e coada, ia uitați, destul de lungă. Păi oamenii știu, chiar apreciezi, acum. Oamenii știu să apreciezi. E, ai spus ceva mai înainte, că domnule, fiind și singurul pescar prezent. Da, având în vedere că noi folosim numai produse tradiționale, lumea vine să deguste și la urmă probabil că vor da și un verdict. Dar având în vedere că este a 8-a ediție și vedeți coada asta aici, înseamnă că pronosticul este dat. Uitați că am răspuns invitației asociației noastre sportive astăzi, de vânătoare și pescuit astăzi, și sunt alături de toată lumea asta aici la un eveniment deosebit de frumos, la care am mai fost și anii anteriori. Și faptul că astăzi este o zi frumoasă, suntem înconjurați de atât de mulți oameni, mulți vânători, printre care mă număr și eu, am răspuns invitației cu plăcere și mă simt foarte bine. E frumos? Ați gustat mâncărurile? Ce v-a plăcut? Sigur, am trecut pe la câteva standuri, toate au mâncăruri bune, tentante, apetisante, așa că o bună parte din ele le-am gustat foarte bune, urmează să mai trec pe la ceilalți colegi.